Suntem din nou în direct și dintre animalele exotice ne-au mai rămas reptilele de povestit alături de dr. Crina Potcoavă, medic veterinar, care ne-a adus informații prețioase și ne-a tras câteva semnale de alarmă în ceea ce privește sănătatea și întreținerea acestor animale. Pot să zic că am lăsat preferatele mele la sfârșit. Zi tu, n-am vrut să zic eu. La reptile mai mult decât la orice, poate, ce am discutat până acum, mediul este esențial. Punct. Ele sunt exoterme, ele și-au căldura din mediul exterior, este total dependente de ce se întâmplă în mediul exterior. Deci dacă noi nu știm ce fel de animal avem, că e de deșert, că e de junglă, că e de între savană sau așa, nu putem să oferim căldura de care are nevoie, temperatura, umiditatea și restul lucrurilor, atunci am condamnat la reptile, aici nu ne iartă nimeni. Noi trebuie să controlăm absolut totul. Aici, din păcate, vedem cele mai dramatice cazuri. Am avut chiar o țestoasă la care proprietarul a considerat că a făcut infart țestoasa și a considerat ca un tratament necesar să o bagi în frigider. Și numai a doua zi să vină la noi la cabinet. Este un caz poate excepțional, dar pentru noi este foarte dureros să vedem astfel de lucruri. De asta tot insist să ne cunoaștem animalul, haideți să discutăm ca să nu se întâmple astfel de lucruri. Și să cunoaștem cerințele lui față de hrană, habitat. Da, deci la reptile aici vorbim de o gamă imensă, de la șerpi, șopârle, la șopârle foarte des, gecko, iguane, varani, mai sunt care au și crocodili, și țestoase. Hai să le împărțim așa. La noi foarte, foarte des avem de-a face cu țestoasele. Marea modă este cu țestoasele acvatice de gen Florida, tâmple roșii, tâmple galbene. Aici vreau să punctez două lucruri foarte, foarte mari. Primul, aș vrea să încep cu ăsta. Sunt animale care nu au ce căuta în libertate în România. Deci nu ne-am săturat de ele și le punem într-un lac? Nu le aruncăm în lacuri, râuri, nu le dăm drumul pe someș, pentru că ele ajung să înmulțesc mai repede și mănâncă mai mult și ajung să distrugă fauna locală. Deci e o problemă foarte mare de mediu aici. Da? Ne abținem de la face asta, ne-am săturat de țestoasa noastră, merge măcar la un cabinet veterinar și spune, uite, chiar nu mă mai pot ocupa de el, o să fiți ajutați, dar să nu le dăm drumul în libertate, da? Bun. În al doilea rând, marea parte a patologiei cu care ne confruntăm la țestoase are legătură cu mediul. Lumea consideră că este ok să aibă un acvariu, atât, cu apă caldă. Țestoasele sunt mai multe feluri de țestoase acvatice acum, dar așa ca regulă generală trebuie să aibă acces și la apă, dar și la uscat. Nu putem să le obligăm să stea tot timpul în apă. Trebuie să aibă o parte unde să iasă. De obicei acolo ele se încălzesc și au energia, acolo digeră mâncarea. În acea zonă trebuie să avem bec cu căldură, dar mai ales bec cu ultraviolete. Poate, de asta tot repet, poate lumea chiar nu știe, ultravioletele nu trec prin geam. Degeaba punem acvariul acela la geam să stea la soare, o să o încălzească, ok, dar nu trec ultravioletele. De ce avem nevoie de ultraviolete? Exact. Deci ultravioletele sunt absolut esențiale în metabolismul lor, mai ales la ce ține de oase, de sistemul scheletic. La ele vedem foarte des și la iguane boala metabolică a oaselor. Este în principiu un dezechilibru între raportul de calciu și fosfor, dar este mai ales accentuat de lipsa razelor ultraviolete. Nu avem vitamina D3 care să ne fixeze calciul în oase și de acolo, mă rog, e o cascadă cu mai mulți factori, dar
ultravioletele sunt o parte foarte importantă în acest lucru. No, și atunci, întotdeauna când vine cineva cu o broscuță, încep interogatoriu, cum e ținută, cum așa, și foarte, foarte mici excepții, mi se spune același lucru. Stă în apă caldă, nu-i de ajuns. Nu este de ajuns. Trebuie să avem acel bec și trebuie să avem acel spațiu în care ieșim. Trebuie să avem o zonă caldă și o zonă rece. Ideal ar fi să nu le hrănim în bazinul în care și trăiesc. Putem să le scoatem într-un lighean cu apă călduță, așa să nu fie un șoc pentru ele, și acolo să le dăm mâncarea, tocmai ca să ținem vivariul cât mai curat și să nu avem infecții. La țestoase, de exemplu, la țestoasele acvatice, mai trebuie și ele curățate din când în când. Chiar cele de Florida, așa o dată pe lună, cu periuța, desigur, fără detergenți să pun sau așa, doar să luăm algele și bacteriile care se prind pe carapace. Probleme de sănătate au de foarte multe ori, am întâlnit probleme cu ochii în general. Da. Manifestarea unei boli, bănuiesc. Da, de obicei, ochii aia umflați, albi, așa, sunt de obicei semn de o hipovitaminoză a vitaminelor A și E, în primul rând. Iarăși, din cauza unor carențe alimentare, de obicei, asta e problema, dar vedem și în restul. Deci ochii sunt poate cei mai specifici, cea mai specifică manifestare, dar vedem și afectări ale carapacei și ale pielii în restul corpului. Desigur, pot să fie și infecții și ele suferă destul de des de infecții respiratorii. Mai ales când vedem broscuța țestoasă că respiră cu gura deschisă, că face efort mare de a respira, atunci ne gândim în primul rând la asta. Și de obicei este din cauza că poate apa nu e destul de descurățată și... În 30 de secunde, pentru că timpul ne presează, putem să tragem niște concluzii importante pentru telespectatorii noștri? Da, în primul rând să ne cunoaștem animalul. Poate ne atrage ideea să ne luăm un iepuraș, poate ne atrage ideea unei reptile. Știu că există o tonă de informații pe internet, dar haideți să discutați cu cineva care se pricepe la speciile astea. Din păcate, N-am învățat foarte multe în facultate despre aceste specii. Deci, cine o ales totuși calea asta, trebuie căutat că a învățat el de sinea lui. Deci nu toți colegii au răspunsuri la astfel de cazuri. Dar, în primul rând, să ne cunoaștem animalul, să respectăm natura, să știm e carnivor, e omnivor, e erbivor, e de deșert, e de pădure, e de copac, e de sol. Astfel încât să imităm și condițiile. Noi să imităm cât mai fidel aceste lucruri. Și atunci o să avem un animăluț fericit lângă noi. Să sperăm că vom fi toți fericiți în urma informațiilor astea de tine în seara aceasta. Îți mulțumim. Vă mulțumim și noastră că ne urmăriți. Și ne vedem săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Animasfera. Toate cele bune!